cine s-a descurcat cel mai bine atunci când vine vorba despre toate categoriile. Avem 4 premii, un premiu de debut, un premiu pentru cea mai bună traducere, repet, înseamnă cea mai bună traducere la toate cele 8 categorii, un premiu pentru cea mai bună adaptare pentru subtitrare, așa cum spuneam mai devreme, traducerea fără subtitrare în contextul traducerii audiovizuale nu înseamnă atât de mare lucru. Și în sfârșit avem marele premiu, care înseamnă foarte multă atenție în tot ceea ce s-a tradus la fiecare categorie în parte și înseamnă că persoana care a câștigat premiul respectiv a ținut cont de toate chestiunile legate de subtitrare, de toate regulile pe care aceasta le impune din toate punctele de vedere. În aceeași măsură, acum trebuie să vorbim despre momentul celor care ne-au ajutat să oferim aceste premii, pentru că sunt niște premii importante pentru câștigătorii noștri și am beneficiat de ajutorul și de generozitatea și de plăcerea acestor oameni de a fi alături de noi. Și rând pe rând ei vor urca pe scenă pentru a înmâna premiul la categoria pe care o premiază și aș vrea să-i aplaudăm puternic, pentru că au făcut mai importantă această gală pentru noi toți. Începem cu premiul de debut și pentru a înmâna acest premiu îl invit alături de mine pe Laurent Turet, care este aici în primul rând și care reprezintă un salon extrem de elegant, de coafură, cum se numește, coafeur francez? Coafeur francez, oui, haute coafeur francez. Suntem internațional, da? Bună ziua! Vorbește, nu vorbește bine, mais sunt foarte încântată de aici, surtout pour Bogdan, parce que un băiat extraordinaire. C'est pour ça que sunt aici, parce que spectaculaire. Nu știu că face tout ça, nu a văzut că este profesor, nu știu, mais sunt foarte încântată de... d'être prietenă cu tine. Da. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru ajutorul tău. Aici, aici, la microfonul meu. Așa, aici ai un plic, eu am diploma. Laurent ne va citi numele persoanei care a câștigat premiul pentru debut la Ziua Internațională a Subtitrării, ediția a 3-a. Nu avem de filmuleț. Nu avem filmuleț. La categoriile astea suntem fără filmulețe. E Jessica Sandu. Jessica Sandu câștigă premiul pentru debut. O invităm aici. Deci, eu atunci... Diploma este asta. Et moi je t'offre que vine dans mon salon, que fasse ce que vrai tout, manucure, pédicure, enfin ça, et félicitations. Sans félicitations, dar mai spune-ne două vorbe. Mulțumesc, chiar nu mă așteptam de data asta, chiar nu. Este o surpriză și îmi pare bine că am obținut acest premiu. Am emoții. Felicitări, îmi place când aveți emoții. Da, și te aude foarte ciudat când ești aici. Sau de altfel decât așa. Felicitări. Mulțumesc. Felicitări și primul din dumneavoastră, pentru tot ajutor și sfaturile și... Nu, greșit. Eu trebuie să vă mulțumesc vouă tuturor, pentru că sunteți aici. E reciproc. E modestă. Mulțumesc! Ah, mi-aduce aminte de Oscar povestea asta. Așa, mergem mai departe acum la premiul pentru cea mai bună traducere și pentru cea mai bună adaptare pentru subtitrare. Sunt două premii diferite, dar ele sunt oferite de aceeași persoană, Alin Popovici. Este un bun prieten care a făcut mai mult decât să ofere aceste două premii. A fost alături de mine în tot ceea ce înseamnă organizarea acestui eveniment. De la, ce să zic, tot. Cărat, cărți, cumpărat, lipit, dezlipit, făcut, vouchere, imprimat și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult, Alin. Avem aici, uite, începem cu cea mai bună traducere. Eu țin, ăsta e plicul. Asta e microfonul. Trebuie să ne spui și tu două, trei vorbe. Yeah, thank you very much for this. Thank you for friendship. Dacă poate Irina să ofere o traducere scurtă. Okay.
Okay, I know what you're saying, and the answer is yes. I'm aware. I will handle the situation. Ia să vedem. Premiul pentru cea mai bună traducere. Vezi că ai acolo cartonașul. Oh. Sorry. Se întâmplă. Așa cum se spune în televiziune, asta este frumusețea directului. Ia să vedem. Premiul pentru cea mai bună traducere la toate categoriile. Da? Premiul pentru categorii. Cea mai bună traducere îi revine domnului George Arion. George Arion câștigă premiul pentru cea mai bună traducere. Așa cum spunea Ioana, el a avut o abordare constant de calitate la toate traducerile. Hai, George, hai, George, și v-am spus să stați aproape de scenă, că nu se știe niciodată. Asta este... Deja la al doilea nu mai așteptam. Acum, dacă mai vine și al treilea, nu știu, dar nu pot să garantez nimic. Vă mulțumesc încă o dată pentru decizie și mulțumesc încă o dată și vouă că m-ați speriat suficient de tare încât să vreau să fac mai bine decât aș fi făcut altfel. Felicitări! Iar acum urmează, cum să zic, cea de-a doua jumătate. V-am spus mai devreme că un traducător foarte bun are nevoie de abilitățile necesare pentru a putea pune textul în pagină într-o asemenea măsură încât rezultatul să fie ideal. Traducerea pentru subtitrare. Așa că ne-am gândit anul acesta, pe lângă acest premiu de traducere, să oferim un premiu foarte, foarte important, pe care l-am intitulat noi pentru cea mai bună adaptare pentru subtitrare. Fondul este important, conținutul e foarte important, forma, în cazul subtitrării, contează foarte mult. Hai să vedem cine câștigă acest premiu. Premiul pentru cea mai bună adaptare pentru subtitrare îi revine domnului Marius Cristian. Asta e diploma? Mai zici ceva? Dar vă place să mă chinuiți, nu? Nu știu ce să zic. Microfonul aproape, ca să se audă. Foarte important. M-a ajutat faptul că lucrez în domeniu, nu? Da! Eu sper că te-a ajutat faptul că lucrez în domeniu. Da, nu știu ce să zic. Mulțumesc! Aplauze! Aplauze pentru Marius! Mulțumim foarte mult, Alin, pentru ajutorul. Mulțumesc frumos. Și acum ajungem la momentul cel mai important al serii, acela în care trebuie să acordăm marele premiu al galei celei de-a treia ediție a Zilei Internaționale a Subtitrării. Premiul va fi oferit de doi foarte buni prieteni ai mei, care reprezintă Derma Shape. Cristina Cotruță este aici și o invit alături de mine pe scenă. Alături de ea, Constantinos Cuțiuchis, Costas, cum îi spunem noi, n-a putut să vină, dar e alături de noi. Și au fost amândoi extrem de generoși. În momentul în care i-am întrebat, vreți să ne ajutați în acest demers? Au spus pe loc, da, e o chestiune interesantă, e ceva ce ne place, vrem să fim alături de voi și iată că mulțumesc foarte mult, Cristina, ai și un microfon aici și trebuie să-l și deschidem. Nu mai fac loc, a fost mai bună mare de vreme. Este o onoare și o bucurie pentru noi, echipa Derma Shape, pentru a oferi acest premiu. Să vedem și cui. Ai acolo în plicul acesta al, între timp, stai. Nu vă uitați la pungă, e urâtă, știu. Dar vreau să scot de aici, trebuia să nu uit cumva de ea. Acesta este trofeul, este o clachetă de regizor. Nu pot să întorc trofeul pe partea cealaltă pentru că s-ar vedea numele câștigătorului. Cristina însă are numele câștigătorului aici și o rog să-l citească acum și pe voi vă rog să aplaudați marele câștigător. Marele premiu ZIS 2019 îi revine lui Carol Tot. Acesta este trofeul. Ia și microfonul. Vino mai într-o parte, ca să nu ai ziua subtitrării. Thank you all. I love you all. Ce să zic?
Vă mulțumesc frumos pentru acest premiu. Este o mare onoare la care chiar nu mă așteptam. Și... Ai muncit mult. Ai muncit mult. Juriul a fost impresionat de ceea ce ai făcut și de cum ai abordat traducerile pentru toate categoriile. Și felicitările noastre, numele juriului te felicit în mod oficial aici. Vă mulțumesc frumos! Cum am spus și înainte, pasiunea este o parte foarte importantă și pregătirea și mă bucur că am avut șansa să lucrez cu domnul profesor Stănescu și cu doamna profesoară Lidia Bianu, care au făcut această zi internațională, acest concurs și totul posibil. Felicitări încă o dată, aplauze pentru mare câștigător al Zilei Internaționale.